Bună ziua, bun venit. Despre meciul care urmează cu Universitatea Cluj, un meci de mare tradiție. Va vorbi antrenorul Daniel Pancu și jucătorul Alanie. Daniel, te rog. Bună ziua! În primul rând este un derby, un meci de tradiție al fotbalului românesc. Cluj, în opinia mea, e o echipă mult mai bună decât locul în care se află în acest moment în clasament. Noi traversăm o perioadă grea. Suntem într-un moment dificil. Nu ne iese mai nimic, plecând de la joc. O perioadă în care toate lucrurile par împotriva noastră, de la accidentări, suspendări, puncte pierdute cu adversari mult mai slab cotați pe hârtie, dar absolut meritat după modul în care ne prezentăm la jocuri. Am încercat să schimbăm unele lucruri pe săptămâna aceasta, în primul rând la ceea ce înseamnă unitatea, pentru că eu cred că principalul obiectiv sau primul lucru pe care trebuie să-l recâștigăm este spiritul. În acest moment suntem o echipă fără spirit, o echipă care nu e demnă de numele Rapid, o echipă contestată din toate pozițiile. Suntem într-o postură nedorită. Noi am făcut posibil acest lucru pentru că nici nu am respectat ceea ce antrenăm, ceea ce cultivăm aici de o perioadă de un an, mai mult de un an de zile. Eu sper și îmi doresc din tot sufletul ca duminică, în primul rând, să redevenim echipa care, chiar dacă se va întâmpla să pierdem acest joc, să iasă cu fruntea sus de pe teren. E principalul obiectiv și lucrul la care am insistat săptămâna aceasta. Știu că sunt contestat, e absolut normal. Le dau dreptate suporterilor, multora dintre ei, doar că și ei să nu uite un lucru. În urmă cu 2 ani și jumătate, 3, Rapid nu exista. Nu avea unde să meargă pe stadion. Părerea mea, e că ar trebui să se bucure mult mai mult de Rapid, pentru că bucuria și scopul vieții lor nu cred că a fost vreodată la rapidiștii adevărați de a câștiga toate jocurile. Îmi asum în continuare și voi rămâne pe poziție până în momentul în care Rapid nu va avea șanse matematice de promovare, dar acest lucru sunt în continuare convins că nu se va întâmpla. Fac un apel, eu foarte rar apelez la suporterii rapidiști să vină să încurajeze echipa, pentru că absolut nimic nu este pierdut în acest moment. Absolut, absolut nimic. E un campionat foarte greu, foarte dificil pentru toate echipele. Toată lumea pierde puncte și multe echipe traversează perioade de formă bune, foarte bune sau slabe. Deci mai sunt foarte multe jocuri de disputat. Încă nu am pierdut absolut nimic. Alami, c'est ton tour de dire quelques mots. In English, yeah. Me, I want to say that it's a complicated moment for us, for all the players, for the staff, but we're still doing our thing, we train hard, but sometimes this arriving football, we need our supporters to be with us. That's the first thing, to support us, because these moments, the hard moments, they arrive, but all united, all together, I think we will pass through it. Daniel, ai trecut prin toate stările posibile până acum la Rapid. Se mai poate întâmpla ceva mai rău decât să pierzi cu ultima clasată?
Am trecut prin perioada asta și ca jucător, dar acum trebuie să recunosc că e un moment foarte greu și pentru mine. Neașteptat, imprevizibilul face parte din viața noastră și nu pot să-i spun tradiția echipei, pentru că, într-adevăr, Rapid a pierdut de-a lungul istoriei multe, multe jocuri cu adversari mult mai slab cotați în clasament. Recunosc că nu mă așteptam, dar a trecut. Le-am și scris pe tablă că totul e istorie. Le-am scris săptămâna asta, s-a întâmplat, a rămas în urmă, trebuie să ne ridicăm, să ne scuturăm bine și să redevenim echipa care iese cu fruntea sus de pe teren, indiferent de rezultat. Pentru că noi nu doar că am pierdut puncte și am pierdut jocurile, noi am intrat pe teren cu o mentalitate total greșită, o mentalitate pe care nu o recunosc, nu o promovez și nu o antrenez niciodată. Aici a fost marele meu semn de întrebare asupra echipei. Pentru că poți să ai perioade mai slabe, poți să joci prost, dar nu poți să ieși de pe teren cu sentimentul că nu ai dat absolut totul pentru a câștiga acel joc. E lucru care asupra căruia mi-am pus multe, foarte multe semne de întrebare. Sunt multe lucruri greu de înțeles, dar din discuțiile cu ei de săptămâna asta, cred că am reușit să aflu mai multe lucruri. E o problemă generală. Nu acuz pe nimeni, pe absolut nimeni și nu o să acuz niciodată. Și întotdeauna voi răspunde și voi fi responsabil pentru evoluția unei echipe pe care o antrenez. Deci e greu, e foarte greu. Am mai trecut prin momente și ca jucător. Mi-a fost o săptămână foarte, foarte grea. Cel puțin primele nopți de după meci au fost imposibile. Dar în același timp sunt în continuare la fel de optimist, la fel de rapidist, cum eram și până săptămâna trecută. Și noi trebuie să ne recâștigăm spiritul. Atât. Spiritul de rapidiști și de a îmbrăca tricoul Rapidului și de a, din cauza acestui lucru, mai fac încă o dată apel la suporterii noștri să vină să încurajeze echipa și dacă au ceva să conteste, să mă conteste pe mine. Nu am niciun fel de problemă, dar jucătorii merită încurajați, aplaudați 90 de minute, pentru că sunt absolut convins că tot noi o vom scoate la capăt până la urmă. Te aud, ok, ai mai avut momente grele în acest sezon, nu odată s-a scris că vei pleca, că vine altcineva, parcă acum ești foarte supărat, eu nu te-am văzut personal atât de supărat. Pentru că nu avem spirit. Te-ai gândit în momentele astea să și pleci? Știu că tu ai spus acum câteva... Eu nu-mi doresc decât binele Rapidului. Am spus după meciul de la Snagov că mă simt mai puțin vinovat, dar în ce sens? Pentru că sunt principalul vinovat, e clar. Nu recunosc echipa nu o recunosc, pentru că nu e ceea ce antrenez. S-ar putea să fie o problemă și la mine, dar în momentul de față e o culpă comună. E o culpă comună pentru că am făcut greșeli cu toții. Cu toții. Important e să nu le mai repetăm. Important e că avem șanse foarte mari în continuare. Chiar dacă se întâmplă lucruri de arbitraj, nici nu mai aduc vorba. Jucători accidentați foarte importanți cu o zi înainte de meciuri. Acum vor fi și suspendați. Nu știu, parcă și când ajungem la meci, dacă e frig, e cald. E o perioadă în care toate sunt împotriva noastră. Toate sunt împotriva noastră. Dar nu putem să ieșim din starea asta decât uniți. Uniți, pentru că la ce am făcut eu apel și înainte de începerea campionatului a fost la unitate. La unitate am spus că nu facem greșelile altor echipe de tradiție care anul trecut nu au promovat, dar deja noi le-am făcut. Dar tu ești mulțumit, le-am făcut, Daniel, de lot. Știu că tu o să-ți apeli jucători. E cel mai bun lot. Cel mai bun lot, vă mai spun încă o dată. E cel mai bun lot din Liga a doua. Sunt absolut convins.
Și mai sunt încă 25 de jocuri în care trebuie să demonstrăm lucrul ăsta. Da, uite, m-ai scos din starea asta. M-ai scos. Ești de aceeași părere? Ți-ai asumat acest obiectiv de a aduce echipa până la finalul turului în primele trei, așa cum a spus primarul, că a avut o discuție cu... Nu, la sfârșitul campionatului, pentru că s-a vorbit mult și se vorbește, văd că și în presă, am citit un articol zilele trecute. Eu nu am un obiectiv în contract promovarea, nu am nici 7 meciuri pierdute sau 10 câștigate la rând, nu am niciun obiectiv, am un contract pe 3 ani aici. Eu am avut o discuție și am spus că nu divulg lucrurile astea. Am avut o discuție cu jucătorii la cheile grădiște în cantonament, ca să știe toată lumea. Pe 3 iulie sau 4 iulie, nu mai știu exact, într-o zi de luni a fost. Nu luni, nu, pentru că am plecat vineri în cantonament. Da, luni, marți, ceva de genul ăsta, lucrul nu mai contează. Și eram a șaptea favorită la promovare în momentul ăla. Când a început campionatul eram prima. Dar eu discuția, tu nu erai. I-am adunat pe toți și le-am spus în felul următor. Nu am obiectiv promovarea în contractul meu, dar dacă Rapid nu promovează, eu 100% voi pleca. Și îmi voi ține această promisiune. Tot primarul spunea că a vorbit cu Mircea Lucescu după meciul cu Znagov și Mircea Lucescu i-a spus că va purta o discuție cu tine și îți va spune cum vede lucrurile și redresarea acestei echipe. A ascultat-o? Da, dar nu știe nea Mircea ce se întâmplă aici. Pentru că ce eu... se întâmplă, Daniel? De tot timpul știu că probabil încerc să protejez lucrurile din interior, însă știi cum e? Multă lume se întreabă, bun, echipa Rapid are un lot bun, cel puțin așa susții tu, da. Nu numai tu. Lucrurile parcă sunt ok acolo, dar de fapt nu sunt ok în teren și se întâmplă, cum se spune, faceți din astea, nefăcute, exact când e... Faptul că nu am putut să aliniez două etape la rând, același 11, e o mare problemă, eu o știu, dar Neamicea nu știe și n-are de unde să știe. Că apar suspendări și accidentări din senin. Chiar mi-am propus și acum două etape, pentru că ei au venit mai târziu, a trebuit să integrez. Eram undeva la 9 din 11 jucători, eram stabilit. Sunt și multe cauze obiective asupra evoluției noastre. Adică pe lângă jucători noi, integrare, grup, unitate, pentru că și ieri am avut o discuție cu preparatorul fizic de la Dinamo Moscova, care nu mai e acolo acum, s-a dus la altă echipă din prima ligă din Rusia, au schimbat și ei antrenorul și îmi spune că o coincidență, au făcut pregătirea cu un grup de jucători, după 6 etape au venit 2 atacanți pe care ei i-au introdus în echipă. Foarte valoroși, foarte, foarte valoroși. Ce situație asemănătoare, izbitor de asemănătoare. Și mi-a spus că în 4 etape au făcut un singur punct, atmosfera deteriorată la maxim și a trebuit să plece antrenorul. Deci de asta spun că e o culpă comună. Pentru că eu dacă mă simțeam vinovat în totalitate de ce se întâmplă aici, pentru binele Rapidului, eram primul care pleca. Dar nu plec. Pentru că sunt, pe lângă că sunt un luptător, sunt foarte, foarte optimist și am mare încredere în grupul ăsta de jucători că vom rezolva singuri situația asta de, mă scuzați, de rahat în care suntem. Ai mai dat o declarație care a fost foarte interpretată, probabil ai văzut-o și tu, că eu răspundeam de echipă până acum o lună. Am răspuns de rezultatele echipei. De rezultatele echipei. Pentru că aduceți-vă aminte, am început campionatul contestați, cu o imagine falsă că Rapid ar fi o echipă slabă, în 2-3 etape sau 4 v-a schimbat cu toții discursul asupra Rapidului, mi-ați dat dreptate, pentru că eu, într-adevăr, v-am spus că Rapid e o echipă foarte bună, o echipă cea mai bună, de fapt, din Liga a doua și o echipă care trebuie să fie pe primul loc. În momentul în care se produc schimbări la nivel de lot,
necesită timp. Aia era o echipă pe care eu o antrenasem de 3 luni de zile și știam potențialul. Acum deja sunt mult mai stăpân pe situație. Am început să-mi cunosc din nou jucătorii cei noi. Și ei s-au ambientat, au intrat în ambianța clubului, s-au obișnuit cu ceea ce înseamnă Rapid. Probabil că nici ei nu se așteptau să fie atât de greu, pentru că eu consider și sunt sigur, nu consider, că avem un nivel foarte ridicat de pregătire. Nivelul antrenamentelor este foarte ridicat. Probabil că și ei s-au gândit, fiind jucători străini, mergem în Liga a doua în România, dar nu au luat în considerare că de fapt merg la Rapid, care în orice ligă s-ar afla, nivelul este foarte ridicat. În momentul de față sunt mult mai stăpân pe situație. Deci eu nu răspundeam în ce sens, pentru că am înțeles că mulți au considerat că mi s-ar fi impus jucători sau să bag jucătorii în echipă. Nu! Eu dacă am gândit cumva puțin greșit strategia asta, a fost să integrez cât mai repede, pentru că sunt valoroși toți care au venit sunt foarte valoroși. Sunt mult peste nivelul ligii a doua din România, dar e posibil ca strategia de integrare foarte rapidă a lor să nu să fi fost greșită, pentru că nici meciurile nu erau de mare dificultate. Nu pot să spun că am greșit, dar poate am forțat puțin lucrurile. Cu toate că la un fundaș central, la un mijlocaș central, n-ai cum să-i dai câte 15-20 de minute. Lui, da, el fiind un număr 10, puteam să-l bag un sfert de oră, după aia jumătate de oră, mai vedeam o repriză și după aia puteam să-l bag de la început. Dar la un fundaș central și la un mijlocaș închizător, niciodată nu poți să faci schimbare. Cum să scot fundașul central sau închizătorul să-i dau 15 minute să joace. Și de asta spun că e o culpă comună, pentru că ei sunt jucători care au venit după pauză foarte mare de inactivitate. Și nu câștigă decât jucând. Iar jucând înseamnă că ne asumăm să pierdem niște puncte, dar e important la final să fim foarte bine, foarte puternici și ei foarte bine din punct de vedere fizic. Astea sunt lucrurile care poate le-am făcut puțin forțat, atât. Doar că nu puteam. Fundaș central nu pot să-l bag un sfert de oră, mijlocaș și închizător nu pot să-l bag un sfert de oră. Credeți că asta a fost și problema principală pentru care nu s-a creat atât de repede această unitate, că ați încercat să forțați? Unitatea era făcută, dar venind corpuri străine, pentru că ca și cum în grupul ăsta au venit unii de afară, oricât de caractere ar fi ei și sunt caractere, oricât de bune ar fi individual fotbalistic, necesită timp. Timp. Timp și sunt lucruri pe care mi le-am asumat. La asta mă refeream când am spus lucrurile alea. It's a big pressure for you as a player to play in a team with such a big tradition. First of all, it's a little bit of pressure, but it's more pleasure to play for this team, because football you play with pressure. That's the we say the cake of football. So for us, me, I knew what means Rapid, because I've been here like 5 years ago, and then 2 years ago I know it, what does mean Rapid for that I came here. So other players, they don't know, but we are getting to know, we are getting involved with the team. So every team needs a little bit of time, and more when they come a lot of players, new players, foreign players. So it needs a little bit of adaptation, but I think we are in the right way. So the players, we are a little bit frustrated, not only the strangers, all the team, because the way we train, the way we work, it's unbelievable, it's amazing. But then in the game, it happened some action that we are not okay. We are the first. We are the first who we are not good, and we know that. We take our responsibility of that. It's not just the coach or anyone. It's, first of all, we are the players, that we are the ones who we play, and we are there. But I think we're on the right way, and step by step we will do great things. Daniel, după meciul cu Snagov, ai vorbit cu primarul, cu oamenii care sunt pe lângă echipă, ce ți-au spus? M-am întâlnit normal cu domnul primar, nu m-am întâlnit, dar am discutat printr-un intermediar, trebuia să mă întâlnesc, dar am fost la școală într-o zi. A trebuit să dau niște explicații și mă bucur că am fost înțeles și că, de fapt, e un risc asumat de absolut toți și din conducere. A fost un risc asumat, a rămas în urmă, sunt greșeli pe care nu avem voie să le mai repetăm
pe viitor. Pentru că dacă mă întreb pe mine, eu nu fug niciodată, nu sunt un laș, întotdeauna spun lucrurilor pe nume. Dar eu am cerut, dorința mea înainte de începerea campionatului a fost să am lotul cu care abordez prima parte a campionatului în pregătire. Lucru care nu s-a întâmplat și aici au fost și ei de acord cu mine. Au apărut pe parcurs jucători foarte buni pe care nu puteam să-i refuz, pentru că mă considera lumea nebun. Eu dacă refuzam pe Alami sau pe Piris, de exemplu, mă considera lumea nebun. Pentru că au fost multe semne de întrebare și mulți au contestat valoarea lotului, inclusiv de aici, că și Lucian mi-a spus după un meci de la turnul Măgurele, că n-avem echipă de deplasare, ceva de genul ăsta. Deci oamenii nu aveau încredere în echipa aia. După aia și-au reconsiderat poziția și-au reconsiderat-o bine. Doar că pe viitor, unde voi mai antrena, lucrul acesta doresc să rămână sfânt. Oamenii pe care eu îi pregătesc, pe care îi antrenez o lună și jumătate înainte de începerea campionatului, după aia nu mai intră nimeni, pentru că se produc schimbări mari de tot și riscăm să ajungem în situația în care să vin să spun că nu răspund, domnule. Nu răspund, răspund peste o lună. Peste o lună, da. Când i-am pe toți valizi, în tonus de competiție, integrați în grup, în atmosferă, da, atunci o să răspund. Ajungem în situația asta. Sper că am fost foarte clar înțeles. Din iarnă, v-ați făcut deja planul ca să nu mai existe același... Nu cred că mai avem nevoie. Țineți minte, dacă mai avem nevoie, avem nevoie de un jucător, dar nu vă spun unde, dar un jucător de mare valoare. În rest, o să vedeți că nu e nevoie de transferuri pentru a promova. Ați avut timp aseară să uitați și la meciul CFR-ului? Nu. Nu m-am uitat. Felicitări. Dan Petrescu face lucruri extraordinare pentru fotbalul românesc și din partea mea tot respectul. Mai poate să ajungă o echipă în acest sezon să repete performanțele pe care le-au făcut Rapid, Steaua, de altă dată? Îmi pare imposibil în momentul de față și o să fie din ce în ce mai greu. Nu știu, eu îi dau dreptate când a spus că se lasă de antrenorat când o echipă din România va mai câștiga contra unei echipe din Italia și din Franța în grupele unei competiții europene, Europa League sau Champions League. Mulțumim! Și mare plăcere! Mulțumim!